Analfabeții care ne omoară. Uite-te și tu ce a înțeles băiatul ăsta pentru care ai plătit cheltuielile de școlarizare, cazarea și hrana în școala de poliție, iar acum plătești în fiecare zi taxe pentru ca el să-și ia salariul și să aibă uniformă de vară și de iarnă cu care să se impună în fața ta și să-ți facă viața un iad. Siguranță și încredere? Clipul îl găsiți pe YouTube și a fost postat de Mihai. Vă las linkul în descriere. Și ce mă surprinde mai mult este faptul că șeful IPJ Bihor, comisar șef Alina Fărcuța, a precizat că șoferul a fost sancționat contravențional cu 6 puncte amendă și 870 de lei pentru neîncadrarea corespunzătoare în sensul giratoriu, în vederea efectuării virajului la stânga. Dar n-a precizat dacă împotriva agentului 000 s-a dispus vreo măsură disciplinară pentru abuzul săvârșit. Na, probabil că nici șeful IPJ n-a înțeles mare lucru din legea pe care trebuie să o aplice. Oare de ce îmi vine în minte oda proștilor? Cu prostul care n-are școală te lupți puțin și ai câștigat, dar duci o luptă colosală cu prostul care are școală. N-am crezut că este necesar să ajung la a treilea episod despre sensul giratoriu, însă după miile de comentarii ale unor funcționari a se citi și auzi analfabeți, am decis să-l dezmembrez pe acest polițist tembel și mulți instructori idioți care prezintă informații false, atât pentru șoferii cu puțini neuroni, cât și pentru cursanții școlilor de șoferi care vor să obțină permisul de conducere. Dacă nu l-ați văzut pe Toarșu, inspector subcomisar Tavi Perțea, cel care are pixul și procesul verbal în mână, vă las linkul în descriere să vedeți ce a înțeles el despre sensul giratoriu. Ce intro de macio își face Toarșu în uniformă de polițist. Dă-o jos, închide canalul, faci poliție de râs, iar comunicare de informații false este o infracțiune. Nu ai circumstanțe atenuante pentru asta. Ești polițist, deci se prezumă că ai instruirea necesară pentru a da informații corecte și deși ți s-au arătat hotărâri judecătorești care îți anulează inepțiile și îți arată cum să interpretezi legea, continui să le promovezi, lucru care poate duce la producerea de accidente și consecințe ulterioare. Ce a înțeles Toarșul inspector subcomisar Tavi Perțea din legislația rutieră? Așadar, dacă vrem să comparăm intersecția cu circulație în sens giratoriu, o putem face doar cu alte intersecții și nu cu o stradă cu sens unic sau cu o autostradă, care sunt drumuri de sine stătătoare cu denumire proprie. În schimb, în intersecția cu circulație în sens giratoriu, sunt mai multe drumuri care se intersectează. Serios? E necesar să se intersecteze două drumuri sau artere pentru a avea un sens giratoriu? Hai să vedem o hartă Google. Giurgiu este legat de București prin DN5 sau European 85 sau DG503. Dacă mărim harta, ce vedem? Un cerculeț? Ce să fie, ce să fie? Dacă nu e clar, alegem imaginile satelitare și vedem că este un sens giratoriu. Luăm omulețul și îl coborâm în stradă. Se numește Street View, pentru fanii tovarășului inspector subcomisar Perța. Ce avem noi aici? Avem indicatorul sens giratoriu și cedează trecerea. Cu cine se intersectează DN5 în acest sens giratoriu? DN5 cu DN5. Uite un sens giratoriu care a răsărit în DN5, unde DN5 este o singură arteră, care nu s-a intersectat cu nimeni. Ori, după logica inspectorului subcomisar Perțea, acest sens giratoriu nu există, pentru că DN5 nu are intersecție cu niciun alt drum. Sau poate că DN5 se intersectează cu DN5? Se poate? Față de care drum pierde prioritatea de trecere DN5? Bănuiesc că față de un drum principal, iar DN5, oricare din direcții, devine drum secundar față de drumul cu care se intersectează, adică de sensul giratoriu. Care este drumul principal? Sensul giratoriu este drumul principal, iar DN5 a pierdut prioritatea față de sensul giratoriu, nu față de o intersecție. Iar acel cerc nu reprezintă un drum de sine stătător cu denumire separată. Băi, ești nebun? Hai să vedem un alt sens giratoriu care nu poate fi confundat cu o intersecție în cruce. Care este intersecția din imagine? Ori e mai multe. A? Ce înseamnă sens giratoriu din punct de vedere semantic? Sens. Direcția în care circulă vehiculele. Sper că ai auzit de circulație în ambele sensuri, circulație într-un singur sens, adică sens unic, circulație din sens invers, da? Iar cuvântul giratoriu vine de la girație, adică mișcare circulară, mișcare de rotație. Deci sensul giratoriu
este un drum cu un singur sens de circulație, deci este sens unic și în plus are o amprentă de rotație, adică te învârți toată ziua și ajungi în același loc. Eu văd că mișcarea de rotație se face doar pe drumul principal marcat în albastru. Deci sensul giratoriu este doar acest drum pe care l-am marcat în albastru. Toate celelalte drumuri care se intersectează cu sensul giratoriu, cel albastru, sunt drumuri secundare care se intersectează cu drumul principal. Sau altfel spus, drumurile secundare se intersectează cu sensul giratoriu. Hai să vedem legăturile între sensul giratoriu și drumurile secundare. Voi explica pe îndelete, să înțeleagă toți proștii care comentează iurea. Ieșirea din sensul giratoriu nu este o intersecție. Vehiculele care ies din sensul giratoriu nu se intersectează cu nimeni și nu trebuie să dea prioritate. Însă, intrarea vehiculilor de pe această stradă se intersectează cu vehiculele care circulă în sensul giratoriu, deci avem o intersecție. Mergem mai departe. Nici această ieșire din sensul giratoriu nu este o intersecție. Vehiculele care ies nu se intersectează cu nimeni și nu trebuie să dea prioritate. Însă vehiculele care intră de pe această stradă se intersectează cu vehiculele care circulă în sensul giratoriu. Deci aici mai avem o intersecție. Mergem mai departe. Nici această ieșire din sensul giratoriu nu este o intersecție. Vehiculele care ies nu se intersectează cu nimeni și nu trebuie să dea prioritate. Însă vehiculele care intră de pe această stradă se intersectează cu vehiculele care circulă în sensul giratoriu. Deci aici mai avem o intersecție. Mergem mai departe. Nici această ieșire din sensul giratoriu nu este o intersecție. Vehiculele care ies nu se intersectează cu nimeni și nu trebuie să dea prioritate. Însă vehiculele care intră de pe această stradă se intersectează cu vehiculele care circulă în sensul giratoriu. Deci aici mai avem o intersecție. Mergem mai departe. Nici această ieșire din sensul giratoriu nu este o intersecție. Vehiculele care ies nu se intersectează cu nimeni și nu trebuie să dea prioritate. Însă vehiculele care intră de pe această stradă se intersectează cu vehiculele care circulă în sensul giratoriu. Deci aici mai avem o intersecție. Mergem mai departe. Nici această ieșire din sensul giratoriu nu este o intersecție. Vehiculele care ies nu se intersectează cu nimeni și nu trebuie să dea prioritate. Însă vehiculele care intră de pe această stradă se intersectează cu vehiculele care circulă în sensul giratoriu. Deci aici mai avem o intersecție. Deci, când citești în lege sens giratoriu sau sensul giratoriu, atunci trebuie să ai în minte această zonă albastră. Acesta este sensul giratoriu. Desenul din indicator te ajută dacă ai puțină minte. Iar când citești intersecție sau intersecțiile, trebuie să ai în minte aceste zone galbene. Acestea sunt intersecțiile cu sensul giratoriu. Nu tot nodul rutier reprezentat de sensul giratoriu și toate intersecțiile aferente. Cam ăsta e secretul pe care nu ți l-a spus nimeni, toarșul inspector subcomisar. Hai să vedem din altă perspectivă și să încercăm o definiție. Sensul giratoriu este un nod rutier reprezentat de un drum principal cu sens unic și traiectorie giratorie care are mai multe intersecții succesive cu drumuri secundare pe partea dreaptă. Fiind o intersecție, ești prost. Sensul giratoriu se încadrează la definiția de la punctul 16, respectiv, intersecția este orice încrucișare, juncțiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spațiile formate de acestea. Trebuie să ai în minte aceste zone galbene. Acestea sunt intersecțiile cu sensul giratoriu. Nu tot nodul rutier reprezentat de sensul giratoriu și toate intersecțiile aferente. Așadar, în cazul intersecțiilor cu circulație în sens giratoriu, obstacolul din mijloc face parte din intersecție. Iar aici avem o singură intersecție între două drumuri și nu patru intersecții. Respectiv,
avem drumul A de la nord la sud și drumul B de la vest la est. Alo, alo, tovarășul cu caschetă. Salutări de la nenea Iorga. Prost nu e cel ce nu înțelege unele lucruri, cât de multe, ci acela care le înțelege pe toate pe dos. Bineînțeles că pot să fie și mai multe drumuri, dar se aplică exact aceleași reguli. O să încep cu prima situație controversată și anume aceasta, în care autoturismele pătrund în intersecția cu circulație în sens giratoriu din direcții diferite. Este foarte important acest aspect și anume direcția din care au pătruns autoturismele în intersecție. Deci, în intersecție cu circulație în sens giratoriu se aplică exact aceleași reguli ca în orice altă intersecție. Trebuie să ai în minte aceste zone galbene. Acestea sunt intersecțiile cu sensul giratoriu. Singura diferență prevăzută de lege fiind cu privire la prioritate de trecere stabilită de articolul 57 alineatul 4. Citez. În intersecțiile cu sens giratoriu semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție. Sensul giratoriu este un nod rutier rapid, adică este fluent, nu un circuit de viteză, doar urmăm o rută optimă, astfel încât să nu blocăm sensul giratoriu. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la prima ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe prima bandă, semnalizezi dreapta și ieși pe prima ieșire. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la a doua ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, semnalizezi dreapta, după prima intersecție schimb banda, pentru că nu poți ieși de pe banda a doua și părăsești sensul giratoriu la a doua ieșire. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la a treia ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, după a doua intersecție semnalizezi dreapta, schimb banda și părăsești sensul giratoriu la a treia ieșire. La fel vei proceda și dacă vrei să ieși din sensul giratoriu la a patra, a cincea sau a șasea ieșire. Intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, cu o intersecție înainte de ieșire semnalizezi dreapta și schimb banda, apoi părăsești sensul giratoriu la prima ieșire. Dacă vei utiliza a doua bandă pentru a parcurge tot sensul giratoriu, banda 1 va rămâne liberă pentru cei ce intră în sensul giratoriu și doresc să-l părăsească la prima ieșire. Utilizează banda 1 doar pentru ieșire, așa cum utilizezi banda de decelerare pentru ieșirea din autostradă. În acest fel, nu blochezi nici intrările pentru ieșirea la prima, nici pe cei care au intrat corect în banda a doua și vor să utilizeze corect banda 1 pentru ieșire. Așadar, în momentul în care cele două autoturisme se intersectează, adică aici, autoturismul galben are dreptul de a trece înaintea celui verde. Iar în intersecție, obligația autoturismului verde este de a acorda prioritate și reprezintă obligația oricărui participant la trafic de a nu-și continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră dacă prin aceasta îi obligă pe ceilalți participanți la trafic care au prioritate de trecere, să-și modifice brusc direcția sau viteza de deplasare, ori să se oprească. Deci dacă vine odată o pandemie peste noi care atacă creierul, să fiu al dracu, dacă ți-e rău, ce să-ți fac? Unii băieți care îi dorel spun că ei pot ieși din sensul giratoriu din banda a doua. Explicațiile instructorilor tembeli sau a milițienilor youtuberi pot duce la accident. Eu sunt în banda 1 și ies din sensul giratoriu prin viraj la dreapta. În momentul în care eu virez dreapta, pot să aleg oricare din benzile ieșirii. Așadar, voi ieși ori în banda 1, ori în banda 2, în funcție de traseul meu viitor. Dacă ies în banda 1, atunci Dorel din banda 2 poate ieși deodată cu mine din sensul giratoriu. Dar dacă după ce ies din sensul giratoriu, la următoarea intersecție voi vira la stânga, atunci voi ieși din sensul giratoriu, intrând în banda a doua străzii sau a ieșirii, pentru a pregăti următorul viraj la stânga. Dorel, care știe că el poate ieși din sensul giratoriu din banda a doua, ori îmi va tăia fața, ori va provoca un accident. Cine e de vină? Dorel. Pentru că legislația spune că pentru virajul la dreapta utilizăm banda 1, iar Dorel a ieșit din banda 2. Practic, nu s-a încadrat corespunzător pentru virajul la dreapta. Respectăm marcajul tâmpit, facem virajul la dreapta din banda 1 în banda a doua într-un arc de cerc mai mic.
Acum e mai bine? Sau acum e bine? Și acum, poți tu să virezi la dreapta din banda a doua? Sau e aceeași situație de conflict care poate genera accident? Hai să vedem altfel. Dorel, dacă ești la volanul mașinii gri, nu poți ieși acum din sensul giratoriu, pentru că mașina roșie are dreptul de a ieși din sensul giratoriu și a intra în artera secundară în oricare din benzi, pe oricare din benzi, ori în banda 1, ori în banda 2. Dar semnalizând dreapta, le spui celor care vor să intre că schimb banda 2 cu banda 1 pentru a ieși la următoarea ieșire. E clar? Practic, el era obligat să nu-și continue deplasarea de la colțul intersecției și trebuia să aștepte să treacă înainte sau autoturismul galben, așa cum în această intersecție, autoturismul de pe drumul prioritar are prioritate indiferent dacă intră în intersecție de pe banda 1 sau de pe banda 2, ori dacă decide să întoarcă, iar autoturismul de pe drumul fără prioritate este vinovat indiferent dacă accidentul se produce aici sau aici, iar distanța de la colțul intersecției poate să fie de 5 metri sau de 20 de metri, exact la fel este și în intersecția cu circulație în sens giratoriu. Prioritatea nu este doar aici sau doar pentru cei care circulă înspre mijloc, ci față de toți cei care circulă în interiorul intersecției și până la ieșirea acestora din intersecție. Păi odată am visat că m-a atacat o capră în vis și m-am trezit. Nu există prioritate de dreapta sau prioritate de stânga în aceste intersecții cu circulație în sens giratoriu. Când începem semnalizarea, îi spunem șoferului care vrea să intre în sensul giratoriu că ne vom intersecta, chiar dacă el are intenția de a ieși la prima ieșire. Acum, el are obligația să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor din sensul giratoriu cu care se intersectează. Deci, în acest caz, cel ce intră trebuie să oprească și să-mi dea prioritate. Să mai spun că asta e prioritate de stânga? Sau o să sară toți netoții în sus? Nu există prioritate de stânga! Instructorul mi-a spus altceva! Mă rog, e greu să afli ce a vrut să spună autorul. Ci au prioritate cei care circulă în interiorul intersecției, indiferent de pe ce drum pătrund în intersecție. Serios? Indiferent de pe ce drum pătrund în intersecție? E neuronul prea mic sau cașcheta prea mare? Deci dacă autoturismul verde ar vrea să iasă la ieșirea din spatele său, adică la a patra ieșire în ordinea traseului, cel ce ajunge acum în intrarea de jos sau din sud trebuie să aștepte autoturismul verde până iese, da? Și dacă autoturismul verde nu vrea să iasă și dă ture în sensul giratoriu, toți cei ce intră trebuie să-l aștepte pe ăsta verde, da? Nu mă duce capul, domn primar. Pentru a se stabili cine a pătruns primul în intersecție, se face anchetă, așa cum se face și în cazul intersecției cu un drum prioritar. Și la o bucată de noapte mă trezesc cu o melodie în cap și eu nu știu de unde o știu. În concluzie, vinovat în cazul unui accident de circulație este autoturismul verde, pentru că nu a acordat prioritate de trecere și este sancționat conform articolului 101 alineatul 3 litera A cu amendă de 870 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. Îți dai seama că un prost ca ăsta îți scrie procesul verbal și suspendă permisul de conducere? Iar în caz de accident îți strică clasa de bonus malus și te mai și obligă să-ți repari singur mașina pe cheltuiala ta? Chiar dacă tu gândești și conduci corect, vei pierde bani și timp pentru a-ți găsi dreptatea în instanță. A doua situație controversată este aceasta în care ambele autoturisme pătrund în intersecția cu circulație în sens giratoriu de pe același drum, dar de pe benzi diferite. Hai să vedem altfel. Dorel, dacă ești la volanul mașinii gri, nu poți ieși acum din sensul giratoriu, pentru că mașina roșie are dreptul de a ieși din sensul giratoriu și a intra în artera secundară în oricare din benzi, pe oricare din benzi, ori în banda 1, ori în banda 2. Așadar, când vorbim de intersecții, ne referim doar la direcții de mers și nu la ieșirea 1, 2 sau 3 din sensul giratoriu. S-a declanșat o extorsiune al unui degajament. Deoarece acest termen nu există în lege. Dacă în această intersecție, aici avem direcția înainte, stânga și dreapta, dacă punem indicator de intersecție cu circulație în sens giratoriu, se schimbă doar regula de prioritate și nu se schimbă direcțiile de mers.
Amice, ești idiot. Dacă pui indicatorul sens giratoriu, se schimbă toată socoteala. Nu mai ai o intersecție clasică unde trebuie să acorzi prioritate și din stânga și din dreapta sau să aștepți la semafor. Nu mai ai o intersecție care se blochează la ore de trafic intens. Vei avea un drum principal giratoriu unde va trebui să dai prioritate doar vehiculelor care circulă în sensul giratoriu, adică din partea stângă. Ăsta este rostul și logica sensului giratoriu, de a fluentiza traficul fără semafoare și cu facilitatea de a intra în drumul principal cu ușurință, acordând prioritate doar vehiculelor ce vin din partea stângă. Regula sensului giratoriu se aplică la toate sensurile giratorii, indiferent dacă sunt mari ca cel din exemplu de aici sau mici ca neuronul tău. E greu, nu? Și nu se schimbă direcțiile de mers sau punctele cardinale. Băiatul ăsta e întors cu cheia. Dacă nu scrie în lege, e pierdut și inventează el argumente legale. Auzi la el. Omul ăsta traversează sensul giratoriu după punctele cardinale. Hai să vedem încă o dată. Care sunt intersecțiile cu sensul giratoriu? Când intrăm în sensul giratoriu, suntem obligați să virăm la dreapta, pentru că intrăm într-un drum cu sens unic, de la stânga la dreapta. Malul stâng întreabă, putem vira la stânga, toașu, subcomisar? Și malul drept răspunde, da, în sensul giratoriu, putem vira la stânga doar dacă ajungem în vacanță în UK și în câteva state unde circulația se desfășoară pe partea stângă. Altfel, vom vira doar la dreapta când ne intersectăm cu sensul giratoriu. Care e direcția înainte în sensul giratoriu? Direcția înainte în sensul giratoriu este mișcarea de rotație pe drumul principal, pentru că sensul giratoriu e un drum în curbă la stânga. A înainta înseamnă a avansa, iar cel ce se află în sensul giratoriu înaintează ușor spre stânga. Dacă nu iese din sensul giratoriu la nicio ieșire, conducând pe direcția înainte, va ajunge de unde a plecat. Utilizați orice intrare doriți în acest sens giratoriu. Care e direcția înainte? E mai prost decât GPS-ul. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. E suficient să deschideți orice tip de navigator. TomTom, iGo, Magic Art, iGIC, Navgon, Waze, Google Map sau orice vreți voi și veți afla ce n-a aflat tovarșul Tavi Perțea. Na, neuron mic, caschetă mare. Vreau să virez spre dreapta față de orientarea mașinii. Ce ne spune GPS-ul? Peste 50 de metri, la sensul giratoriu, urmează prima ieșire spre Avenida de los Vientos. Prima ieșire în acest caz. Dar există posibilitatea ca prima ieșire să fie la stânga. Peste 400 de metri, la sensul giratoriu, iau pe prima ieșire. Ieși din sensul giratoriu. Vreau să merg înainte față de orientarea mașinii. Ce ne spune GPS-ul? Peste 50 de metri, la sensul giratoriu, urmează a doua ieșire și rămâi pe Avenida de los Vientos. A doua ieșire în cazul de față, dar există situații când a doua ieșire e în stânga fizică. Vreau să virez spre stânga față de orientarea mașinii. Ce ne spune GPS-ul? Peste 200 de metri, la sensul giratoriu, urmează a treia ieșire spre Avenida de los Vientos. A treia ieșire aici? Peste 200 de metri, la sensul giratoriu, urmează a patra ieșire spre cale Cearfa. Sau a patra ieșire aici? În caz de accident, toarșul Perțea, cum să descriu un formular unde a avut loc accidentul? La 20 de metri de intrare dinspre... sau pe banda X la ieșirea spre strada Y. Faceți măsurători în caz de tamponări ușoare? Sau nu mai contează unde a avut loc tamponarea? Că în cazul ăsta nici nu mai contează că există polițiști la serviciu tamponări. Desigur, sunt unele intersecții, indiferent că sunt sau nu cu circulație în sens giratoriu, care nu au drum pe direcția înainte sau care au două drumuri pe direcția la dreapta în funcție de caracteristicile intersecției, dar direcțiile de mers rămân aceleași. Iar legea ne obligă să preselectăm direcția de mers cu 50 de metri înainte de intersecție. Atenție, cuprinde toate intersecțiile, nu le exceptează pe cele cu circulație în sens giratoriu.
Articolul 107 alineatul 2. La intersecțiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupă în mers, cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție, următoarele poziții. A. Rândul de lângă bordură sau acostament, cei care vor să schimbe direcția de mers spre dreapta. B. Rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor să schimbe direcția de mers spre stânga. Când circulația se desfășoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenționează să vireze la stânga sunt obligați să ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stângă. Litera C. Oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte. Iată că legiuitorul face prevederi distincte pentru drumul cu sens unic, dar nu și pentru intersecția cu circulația în sens girator. La stână? La stână se fac multe, se fac brânza... În rest avem ciobani. Ce înseamnă sens giratoriu din punct de vedere semantic? Sens, direcția în care circulă vehiculele. Iar cuvântul giratoriu vine de la girații, adică mișcare circulară, mișcare de rotații. Deci sensul giratoriu este un drum cu un singur sens de circulație. Deci este sens unic. Ce indicator avem noi aici? Sens unic. Chiar dacă scrie, chiar dacă nu scrie, săgeata albă într-un pătrat sau dreptunghi îți spune că este un sens unic și îți arată direcția de circulație. Că sensul unic poate fi și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Bun. Ce vezi tu în acest indicator? O stradă cu sens unic de la stânga la dreapta și pare a fi o stradă dreaptă. Cel puțin eu asta văd. Voi ce vedeți? Hai scrieți-mi în comentarii. Dar ce se întâmplă? Ce vezi acum? Mi se pare că săgeata care indică sensul unic se curbează. Oare drumul cu sens unic este în curbă? E posibil. Dar unde am mai văzut această săgeată curbată de sens unic? Aici erai. Da. În indicatorul cu sens giratoriu. Doar că băieții cu școală de miliție și cei cu atestate de instructori n-au văzut-o. Deci indicatorul de sens giratoriu reprezintă trei săgeți de sens unic de la stânga spre dreapta și îți arată rotirea. Da, rotirea, de unde vine și numele de girație. Așa s-a născut indicatorul de sens giratoriu. Dacă puneau două săgeți, puteai să crezi că te reciclează sau că îți vor pune chipuri dorele. De asta au pus trei săgeți, ca să dormi liniștit. A. Rândul de lângă bordură sau acostament, cei care vor să schimbe direcția de mers spre dreapta. B. Când circulația se desfășoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenționează să vireze la stânga sunt obligați să ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stângă. Vă rog să observați că legea nu spune nimic de direcție circulară, deoarece acest termen nu există. În cazul în care, la intrarea în intersecție, există marcaje cu săgeți de direcție, acestea sunt obligatorii. Acestea sunt marcajele tâmpite făcute de un arhitect sau funcționar tâmpit, la fel ca milițianul care le explică rostul. Cum poți pune marcajul înainte și la stânga când indicatorul sens giratoriu îți spune să virezi la dreapta? Mai apoi, când ești deja în sensul giratoriu, ai intersecții cu drumuri secundare pe partea dreaptă, nici de cum la stânga. Dacă vedeți astfel de marcaje, semnalați-le autorităților și da, le puteți spune că sunt proști cei care le-au conceput. Așa cum precizează articolul 107 alineatul 1. La intersecțiile prevăzute cu indicatoare și sau cu marcaje pentru semnalizarea direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de mers voite cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor și marcajelor. Aceste marcaje sunt obligatorii. Ești prost! La fel cum precizează și articolul 109. Dacă în apropierea unei intersecții este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligă să se circule într-o anumită direcție, vehiculele trebuie să fie conduse numai în direcția sau direcțiile indicate. În intersecția cu circulație în sens giratoriu, nu avem direcție de mers circulară, nu avem direcție de mers circulară. Iar cuvântul giratoriu vine de la girație, adică mișcare circulară, mișcare de rotații. Ci doar se ocolește obstacolul din mijlocul intersecției prin partea dreaptă, indiferent că vorbim despre o statuie, pământ cu flori sau doar un indicator. Ce avem noi aici? Exact. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? În sensul giratoriu nu avem obstacol.
Avem o stradă, un drum, o arteră cu sens unic pentru că nu e circulație în ambele sensuri și care e în curbă la stânga. Ți se pare că marginea din stânga a drumului este un obstacol? Că eu nu văd nici pământul de flori și nici statuia, dar am să-i cer ministrului de interne să-ți facă o statuie. Statuia polițistului tembel și să o replice în toate sensurile giratorii unde tu și colegi de-ai tăi cu neuron clonat ați aplicat sancțiuni pentru cei care circulau corect, doar că voi nu descoperiserăți. Mortul nu știe că e mort, doar cei din jur plâng, la fel și cu prostul. Așa cum cere articolul 110 alineatul 3 din regulament. Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părții carosabile se oculesc prin partea dreaptă. Cum ai citit? Cum? Ce ai spus? Zona mediană. Și care e zona mediană în sensul giratoriu? Așa, în general? Și hai să luăm câteva cazuri concrete. În sensul ăsta giratoriu, care e zona mediană? Dar în acesta, cei care se pricep la comentarii, scrieți mai jos. Vreau să aflu și eu care e zona mediană a sensului giratoriu. Tocmai pentru a nu vira stânga pe aici, fără ocolirea obstacolelor. Pe marcajul tocmai asta mi arată. Să merg înainte sau la dreapta, înainte sau la stânga. Ori, eu în această intersecție aș putea să fac la stânga. Pentru că așa arată marcajul ăla pe care l-a făcut un funcționar extraordinar de competent, ca și tine. Respectarea direcțiilor de mers preselectate cu 50 de metri înainte este obligatorie și se aplică pe toată suprafața intersecției, nu doar câțiva metri. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la prima ieșire, atunci intri în sensul giratoriu de pe prima bandă, semnalizezi dreapta și ieși pe prima ieșire. Dacă vrei să părăsești sensul giratoriu la a patra, a cincea sau a șasea ieșire, intri în sensul giratoriu de pe a doua bandă, cu o intersecție înainte de ieșire semnalizezi dreapta și schimbi banda, apoi părăsești sensul giratoriu la prima ieșire. Dacă vei utiliza a doua bandă pentru a parcurge tot sensul giratoriu, banda 1 va rămâne liberă pentru cei ce intră în sensul giratoriu și doresc să-l părăsească la prima ieșire. Utilizează banda 1 doar pentru ieșire, așa cum utilizezi banda de decelerare pentru ieșirea din autostradă. În acest fel, nu blochezi nici intrările pentru ieșirea la prima, nici pe cei care au intrat corect în banda a doua și vor să utilizeze corect banda 1 pentru ieșire. Revenim la comparația cu alte intersecții. Nu poți compara sensul giratoriu cu alte intersecții. Sensul giratoriu este un nod de trafic format din mai multe intersecții ale drumurilor secundare cu sensul unic al drumului principal în curbă la stânga. Dacă aduni mere cu pere, ce rezultat vrei să obții? Așa și toașul subinspector Perțea pleacă de la o premisă greșită că sensul giratoriu este o intersecție și vrea să obțină ce? Orice calcul sau analiză ce pleacă de la o premisă falsă va fi eronată. Așa cum cel care pătrunde în intersecție de pe banda 1 este obligat să iasă pe drumul de aici sau de aici, cel din banda 2 poate să se deplaseze doar aici sau aici. La fel și în intersecția cu circulație în sens giratoriu. Cel încadrat pe banda 1 este obligat să meargă doar înainte sau la dreapta, iar cel din banda 2 este obligat să meargă doar înainte sau la stânga, respectând, bineînțeles, distanța laterală dintre ei. Deci în sensul giratoriu mergem pe direcția înainte, da? Înainte și la dreapta și înainte și la stânga, da? Am reținut corect? Că eu i-am văzut pe unii meseriași și mi se pare că n-au reușit. Dar poate știi tu vreo schemă care are sort de izbândă? Desigur că întoarcerea este permisă în intersecții. Serios? Este permisă întoarcerea în intersecții? Cum? Facem întoarcerea în trei mișcări sau cu drifturi? Așa cum prevede articolul 126 litera din regulament, pentru a putea stabili cine este vinovat, nu ne limităm doar la acel marcaj rotund pe motiv că autoturismul verde se află între marcaje. Să înțelegeți mai bine, vă dau un alt exemplu. În această intersecție, autoturismul verde este între marcaje. Cu toate acestea, vinovat de accident este tot el, pentru că a efectuat un viraj dreapta fără să se asigure, iar autoturismul galben este nevinovat,
chiar dacă trece peste marcaje, deoarece ne raportăm la poziția autoturismelor la intrarea în intersecție și nu doar la momentul accidentului. Acel marcaj de la intrarea în intersecție indică traiectoria ce trebuie urmată până la ieșirea din intersecție și nu doar câțiva metri. La fel procedăm și într-o intersecție unde nu există deloc marcaje. Nu înseamnă că avem o singură bandă și că cel din dreapta poate să facă stânga sau orice altă manevră fără să se asigure, pe principiul că el este pe banda lui, iar cel din banda 2 nu are voie să pătrundă în intersecție pe motiv că banda lui a dispărut. Nu, fiecare își respecte traiectoria conform direcției de mers pentru care s-a încadrat inițial. Ați înțeles, da? Dacă n-ați înțeles, hai că vă explică fața. Este ocazional, pentru că de vulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom ale nonșalanței nonconformistice într-o jancală. Trebuie să înțelegeți că ești prost. Acel marcaj din intersecție nu separă benzi de circulație. Ui, ești nebun? Pentru ca un marcaj să separe benzi de circulație, el trebuie să fie longitudinal, așa cum prevede articolul 76. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt A. longitudinale, care pot fi 2. de separarea benzilor pe același sens. Acel marcaj este circular, nu longitudinal. Extorsiune. Deci nu se încadrează în definiția marcajului de separare a benzilor. Pentru a fi longitudinal, el trebuie să fie de-a lungul uneia din cele două drumuri, A sau B, iar după cum se poate observa, nu este. Conform articolului 79, alineatul 1, marcajul cu linie discontinuă poate să fie simplu sau dublu și se folosește în următoarele situații. A. Marcajul cu linie discontinuă simplă, punctul 5, pentru marcaje de ghidare în intersecții. Singurul punct unde legea face referire la marcajul din intersecții este punctul 5 și spune clar că este un marcaj de ghidare, nu de separare a benzilor și nu precizează că un marcaj poate să aibă dublă semnificație. Monșer, dacă confunzi cascheta cu bocancii, nu o să te simți bine. Tu confunzi marcajele de ghidare cu marcajele care separă benzile de circulație. Sau tu confunzi marcajele care separă benzile de circulație cu marcajele de ghidare. În plus, ai impresia că marcajele trebuie să fie doar linii drepte? Există și marcaje, linii curbe, care se folosesc în curbe. Dar cum n-ai înțeles că sensul giratoriu este un drum principal cu sens unic în curbă la stânga, care se intersectează cu drumuri successive pe partea dreaptă, aberez în continuare căutând soluții, așa cum crede neuronul tău invalid. Hai să vedem care e diferența între marcajele de ghidare și marcajele care separă benzile de circulație. Uite, astea sunt marcaje de ghidare, iar celelalte sunt marcaje care separă benzile de circulație. Dar hai să mai vedem și altele. Uite, astea sunt marcaje de ghidare, iar celelalte sunt marcaje care separă benzile de circulație. Acum s-a mai trezit neuronul tău? Pentru a fi bandă de circulație, acea porțiune unde se află autoturismele trebuie să respecte definiția de la articolul 6.7. Respectiv, banda de circulație este subdiviziunea longitudinală a părții carosabile materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lățime corespunzătoare pentru circulația într-un sens a unui șir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roți. De aici rezultă că banda este subdiviziunea longitudinală a părții carosabile, adică a drumului, așa cum prevede definiția părții carosabile. Punctul 23. Partea carosabilă este porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă, printr-o zonă despărțitoare sau prin diferență de nivel. Vă rog să observați că apare termenul de drum. Așadar, ținând cont de faptul că în această intersecție avem drumul A și drumul B, această porțiune rotundă nu este longitudinal față de niciunul din cele două drumuri. Deci nu putem spune că autoturismul verde a schimbat banda drumului A sau banda drumului B. Iar acel marcaj rotund nu reprezintă un drum de sine stătător, fără denumire.
Spre exemplu, în afara intersecției, avem clar marcaj longitudinal față de drumul A sau drumul B. La fel, neavând un drum la care să ne raportăm, deoarece este o intersecție de drumuri, nu putem numerota eventualele benzi delimitate de marcajul rotund, deoarece, conform articolului 41, alineatul 2, numerotarea benzilor de circulație pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare de la marginea din dreapta a drumului către axa acestuia. Așadar, apare iar termenul de drum, iar benzile se numerotează de la dreapta drumului spre axa acestuia. După cum vedeți, aici avem două drumuri și două axe care se intersectează și nu putem asocia marcajul rotund cu niciunul dintre cele două drumuri, A sau B. Așadar, nu putem numi de la noi care este banda 1 și care este banda 2, pentru că acestea trebuie delimitate în dreapta de marginea drumului, iar în stânga de axa acestuia. Lucru care nu este realizat în acest caz. Și pentru că nu toate intersecțiile cu circulație în sens giratoriu au în mijloc borduri, unele pot avea o statuie sau doar un indicator, uitați cum se vede intersecția doar cu marcajul circular. Nu putem spune că aici este banda 1 și aici este banda 2 formată dintr-un cerc. Așadar, vinovat de producerea accidentului este autoturismul galben, care nu a respectat semnificația marcajelor de obligare conform benzii pe care s-a încadrat cu 50 de metri înainte, fiind sancționat conform articolul 100 alineatul 1.3 cu amendă în valoare de 580 de lei sau, în cazul în care nu există săgeți pe asfalt, conform articolul 54, raportat la articolul 100 alineatul 2 și la articolul 108 litera B punctul 3. Acestea sunt prevederile legale cu privire la intersecția cu circulație în sens giratoriu. Individul ăsta a aberat timp de 3 minute. Cunoaște cineva un medic bun? Eu cred că după câțiva ani de tratament ar putea reveni printre noi fără riscuri pentru societate. Iar dacă există unele sentințe diferite ale instanței, nu înseamnă că cineva a greșit. În tot cazul am îndeștepți, bă, nu proști ca voi. Ce spune instanța? Cum nu am chef să țin acum un seminar de drept și cum Teo Pop a realizat deja un material pe această temă, îl invit să ne citească pe scurt concluziile instanței. Cine dorește toate explicațiile și motivarea instanței prin care îi desfințează pe acești polițiști tembeli, am pus linkul acestui video complet în descriere și vă rog să-l urmați. Tot în descriere este și linkul către hotărârea judecătorească pentru cei ce vor să aprofundeze. Teo chiar a făcut o treabă grozavă, explicând și pentru milicieni ce a spus instanța despre sensul giratoriu. Ceva similar cu ce v-am spus eu în toate aceste trei episoade despre sensul giratoriu, doar că ceva mai simplificat. Haideți să vedem ce concluzie trage instanța. Consideră instanța că în mod eronat s-a reținut că petenta se face vinovată de săvârșirea contravenției. Fapta reținută în sarcina petentei nu există, întrucât aceasta, conducând autoturismul, a rulat pe banda dinspre exteriorul sensului giratoriu, nu a schimbat direcția de mers, nu a încercat să vireze la stânga cum s-a reținut în procesul verbal, astfel încât nici nu era necesar să se asigure. Instanța mai departe spune că o astfel de obligație privind asigurarea corespunzătoare cu ocazia schimbării benzii și direcției de mers trebuia respectată de către intervenient, adică de către autovehiculul portocaliu, care a rulat pe banda din interiorul sensului giratoriu și a intenționat să schimbe banda și direcția de mers cu scopul de a ieși din sens. Virând spre dreapta, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de petentă, chiar pe banda de mers a acesteia. În final, instanța spune, petenta nu se face vinovată de săvârșirea contravenției reținută în sarcina sa și poate fi exonerată de răspunderea contravențională, deoarece este evident că intervenientul, adică autovehicul portocaliu, după ce a pătruns în sensul giratoriu, a rulat pe banda din interiorul sensului și a intenționat să iasă din sens la cea de-a doua ieșire. Însă acesta nu s-a asigurat în mod corespunzător la efectuarea manevrei de schimbare a benzii de mers și a intrat în coliziune pe banda laterală exterioară a sensului giratoriu cu autovehiculul condus de către petentă, adică cel verde, care conform probațiunii administrate de la momentul pătrunderii în sens și până la momentul coliziunii a rulat doar pe această bandă. Pentru aceste aspecte, instanța apreciază că procesul verbal de contravenție nu este legal și temeinic încheiat, iar petenta nu se face vinovată de săvârșirea contravenției reținută în sarcina sa, adică nu este vinovată de neacordare de prioritate. O astfel de contravenție s-ar fi impus să fie reținută în sarcina intervenientului, adică în sarcina autovehiculului portocaliu. Dar ca să nu credeți că este un caz singular, o să vă mai citesc încă un caz
în care apar și acele săgeți la intrarea în sensul giratoriu. Haideți să vedem ce concluzie trage instanța. Instanța constată că particularitatea în intersecțiile în care circulația se desfășoară în sens giratoriu este aceea că sensul de deplasare este un cerc, astfel că de fiecare dată când un conducător auto intenționează să părăsească sensul giratoriu, acesta trebuie să schimbe direcția de mers. Prin urmare, instanța constată că petentul, adică șoferul autovehiculului verde, intenționând să părăsească sensul pe cea de-a patra ieșire, contrar celor susținute de intimat, nu a schimbat direcția de mers și nu a efectuat viraj la stânga, întrucât acesta se deplasa în interiorul sensului. Faptul că din punct de vedere al încadrării corecte pe benzile de circulație, părăsirea sensului giratoriu pe cea de-a patra ieșire echivalează cu deplasarea la stânga și impune conducătorului auto să se încadreze pe banda a doua, nu înseamnă că intrând în sens pe prima bandă și continuând deplasarea până la patra ieșire, petentul, adică șoferul autovehiculului verde, a efectuat un viraj la stânga care presupune schimbarea de mers. După cum vedeți, instanța spune că dacă autovehiculul verde circulă pe exteriorul sensului giratoriu până la patra ieșire, nu înseamnă că efectuează un viraj la stânga în vederea schimbării direcției de mers. Deci el nu schimbă direcția de mers. Dimpotrivă, raportat la faptul că direcția de deplasare este un cerc, deplasarea spre stânga cercului nu presupune nici schimbarea direcției de mers, nici efectuarea unui viraj la stânga. Raportat la faptul că direcția de deplasare în sens este un cerc, orice părăsire a sensului presupune în mod necesar schimbarea direcției de deplasare. Rezultă că intervenienta forțată este cel care avea obligația de a se asigura corespunzător la efectuarea manevrei de schimbare a direcției de mers, la părăsirea sensului giratoriu, adică autovehiculul portocaliu, și să efectueze această manevră fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Și aici o chestie foarte importantă care face referire la săgețile de la intrare în sensul giratoriu, neavând relevanță sub acest aspect că la acel moment petentul, adică șoferul autovehiculului verde, încălcase obligația prevăzută de articolul 107, aliniatul 1. Prin urmare, instanța constată că în mod neîntemeiat s-a reținut sarcina petentului, adică autovehiculului verde, săvârșirea contravenției prevăzută de articolul 54, având în vedere că din probatoriu administrat în cauză rezultă că acesta nu a efectuat un viraj la stânga fără să se asigure în mod corespunzător. De ce asta spune instanța? Oameni deștepți, bă, nu proști ca voi. Pur și simplu, fiecare caz în parte se judecă în funcție de probele administrate, iar dacă nu există probe, este normal ca instanța să anuleze procesul verbal. De exemplu, și un șofer care conduce fără permis poate să fie achitat dacă nu există probe, dar asta nu înseamnă că putem să conducem toți fără permis de conducere. Amice, ești idiot. Deci dacă nu ai permis, nu există proba că ai permis. Iar instanța ar trebui să te lase să conduci fără permis, pentru că nu există proba că ai cunoștințele necesare pentru a conduce un vehicul. Păi, ești prost? În cazul în care doriți să vă inspirați pentru eventuală contestație în instanță, puteți copia tot ce citiți de mine în acest video, dar dacă apreciați informațiile pe care vi le-am oferit, puteți să deveniți membri pe canalul meu de YouTube. Dacă vreun polițist tembel vă scrie procesul verbal, interpretând în mod eronat dispozițiile legale, fie pentru o simplă amendă, fie pentru amendă și reținerea permisului de conducere, puteți lua orice informații din cele trei episoade despre sensul giratoriu pe care vi le-am prezentat și să vă argumentați contestația în instanță. Trebuie să mai știți că puteți cere și daune în cazul în care procesul verbal vă aduce prejudicii. Totodată, dacă tot trebuie să cheltui timp și bani, puteți să faceți o plângere penală împotriva agentului de circulație pentru abuz în serviciu. Chiar dacă procurorul nu-i va scoate ochii agentului tembel, măcar să piardă și el timp dând cu subsemnatul la parchet. Dar poate dați de un procuror onest care îi va face dosar și îl va trimite în instanță. Dacă aveți materiale video cu polițiști tembeli, mă puteți contacta și voi prezenta eu acele materiale pentru ca nu cumva întâmplător să vă poarte cineva ranchiună și să suferiți de pe urma unor răzbunări. Am spus că acest video este și despre instructori tembeli, nu? De regulă, instructorul rămâne modelul de șofat. Și am întâlnit pe YouTube mulți instructori care bat câmpii și le spun cursanților gogomânii mai mari decât tot codul rutier. Hai să-l vedem pe tembelul ăsta. Ce le spune cursanților? Să iasă din sensul giratoriu din banda a treia. Să vireze la dreapta din banda a treia.
Acum ne încadrăm pentru banda de stânga, adică banda de lângă ax, semnalizăm, ne asigurăm. Benzile, atenție, trebuie selectate sau trebuie trecut peste ele succesiv, deci nu de pe 1 direct pe 3, ci pe 2 pe 3. Rămânem în semnalizare stânga de aici de la intrare, ne asigurăm, oprim la vizibilitate maximă și în momentul când sensul girator este liber, intrăm direct pe banda de lângă ax, adică axul fiind considerat centrul sensului girator. Ne ducem pe banda 3, deși am intrat tot de pe 3, iar aici la ieșire observăm noi că există o singură bandă, indiferent de pe care suntem, semnalizăm dreapta, ne asigurăm în oglinda din dreapta și bineînțeles că vom ieși în direcția în care ne-am propus, acordând prioritate eventualelor vehicule care circulă pe 2 sau pe 1. Deci cum faci? Te oprești în banda 3 și dai prioritate la cei din banda 2, după care avansezi în banda 2 și dai prioritate celor din banda 1, da? Așa înveți tu pe viitorii șoferi cum să conducă? Acest video este un pamflet, un material de caterincă sau un suport de curs pentru polițiștii care n-au înțeles că sensul giratoriu nu este o intersecție, dar poate fi și un studiu de caz în școlile de poliție pentru a fi dat exemplu negativ de cum să nu fii tembel. Am trimis deja o petiție tuturor inspectoratelor județene. Unii șefi de inspectorate mi-au răspuns, dintre care unii au înțeles exact cu ce se mănâncă sensul giratoriu, alții au răspuns în limbajul de lemn specific, iar alții nu sunt de pe planeta asta. Așa că vă doresc succes la traversarea sensurilor giratorii. Clic pe clopoțel pentru a fi notificat când voi posta video cu cea mai tâmpită regulă de circulație din toate timpurile, prioritatea de dreapta.